Care dintre voi vrea să fie binecuvântat? Biblia spune că cine va binecuvânta Israelul, eu îl voi binecuvânta, zice Domnul. Cu toții știți de pe la știri că Israelul este sub asediu și este sub loviturile Iranului și este un moment potrivit să spunem, Doamne, lasă pace peste Ierusalim. Vreți să ne unim într-o rugăciune de final și să ne rugăm pentru pacea Israelului? Hai să ne rugăm cu toții. Doamne,